Deși mandatul i-a expirat în luna iunie 2011 și nu a primit nicio înștiințare de prelungire a acestuia, femeia a fost înlocuită 2 luni mai târziu, exact când se afla în concediu medical. Pe 31, când eram în medical și nu mi s-a dat niciun document, de asta i-am dat în judecată, nu mi s-a dat niciun document din iunie până în august. Mi-a spus în față David Soiu că n-am sponsorizat partidul, a fost la el, în parc, la restaurant. Dânsul nu mă vrea. Asta a fost singurul motiv. Da, politic. Liderul PDL Târgu Jiu, Nicolae David Soiu, neagă că ar fi vorbit cu profesoara reprezentanții inspectoratului școlar. Susțin și ei că acuzațiile femeii sunt nefondate. Din punctul de vedere al inspectoratului școlar, lucrurile sunt foarte clare și considerăm că s-a procedat în mod legal. Repet, nu era vorba de concurs și posturile neocupate prin concurs se pot ocupa prin detașare în interesul învățământului până la sfârșitul anului școlar sau până la organizarea concursului. Fosta directoare a rămas profesor în cadrul Liceului de Muzică.